Liderul PNL condamnă faptul că în plină criză financiară cei care conduc clubul sportiv trăiesc pe picior mare. Potrivit lui Dan Vâlceanu, însuși președintele se bucură de o leafă râvnită de orice președinte de club din țară. La clubul Pandurii niciodată n-a fost transparență. Și nu poți să dai bani către un club de fotbal să faci tu pe polițistul pe banii tăi după aceea. Sau urmările întâlnirii cu oamenii de afaceri au fost următoarele. Președintele clubului vorbește despre insolvență. Ori, dacă nici măcar un al 12-lea ceas nu conștientizăm că este nevoie de transparență, este nevoie ca oamenii să știe ce se întâmplă la acest club și de o altă viziune în legătură cu sportul în Gorj, și aici mă refer la faptul că suntem un județ în care oamenii o duc greu, un județ sărac. Ca să câștigi un om 1000 de euro pe lună, muncește de-i sar ochii. Ori la clubul de fotbal, președintele ia 1500 de euro pe lună. Este absolut, revoltător. Nu se poate așa ceva. Nu suntem un județ care să ne permitem să facem asemenea cheltuieli. Eu n-aș plăti niciodată, eu, da? Mă consider întreprinzător. N-aș plăti niciodată un leu la clubul de handbal, de basket sau de fotbal dacă aș ști că președintele clubului câștigă 8.500 de euro pe lună. Pe de altă parte, liderul opoziției afirmă că pentru a investi la Panduri este nevoie ca eventualul investitor să știe situația exactă a clubului. Prin funcția de consilier județean, Dan Vâlceanu a solicitat în nenumărate rânduri un audit la Panduri, însă de fiecare dată clubul a scăpat necontrolat. Și asta pentru că, spune liberalul, banul public s-ar fi cheltuit fără rost.